Este adevărat. Găinușa cea moțată își primenea penele cu ciocul și din greșeală își smulse o pană. Încă una, suspină ea, dacă voi continua așa, mă urâțesc de tot. Nu voi mai avea penele ca înainte. Vecina ei, găina roșie, înțelese greșit și povesti astfel unei alte găini. Este cineva printre noi care vrea să fie mai frumoasă decât noi și își smulge toate penele. Auzi asta, bufnița. Taci, o potolicioara, nu în fața copiilor. Dar zbură deja să le povestească altora. Ați auzit? Una dintre găini și-a smuls toate penele numai ca să-i placă cocoșului. O să fac aprindere la plămâni dacă va mai putea trăi după aia. Despre această întâmplare deja gângurau și porumbei, iar până când povestea ajunse la rândunică și de la ea la Liliac, se făcu și mai pompoasă. Când ajunse înapoi în ograda găinilor, era vorba despre 5 găini care și-au smuls penele una alteia în bătaia iscată pentru cocoș. Găinușa cea moțată nici nu-și putea închipui că întâmplarea avea legătură cu ea. Ce comportament scandalos din partea lor, strigă ea. Așa ceva nu s-a mai pomenit până acum. Oare care au fost cele 5 care s-au bătut pentru cocoș? Se întrebau toate orătăniile din ogradă. Noi de ce nu le-am văzut? Nimeni nu știa să dea răspunsul. Vorba proverbului. Ascultă tot, dar nu crede tot.